Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți cu siguranță aici un mesaj pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce mesaj are tarotul, ce se întâmplă în următoarele două zile din momentul în care vizionați acest videoclip. Ce se întâmplă? Ce mesaj are tarotul? Și a început citirea, s-au întors câteva cărți. Wow, multe! Aici văd că o să primiți o veste din familie care nu prea o să vă placă. Sau e ca și cum vă legați la ochi pentru a nu vedea anumite aspecte care țin de o familie, care țin de un cuplu. Da? Pentru unii dintre voi. Vă văd aici destul de stresați. Sau poate sunteți în momentul de față stresați, poate sunteți gânditori, vă faceți tot felul de iluzii. Pentru că nu știți exact cum anume stă o situație în care voi vă aflați. Și mai văd aici că aveți legătură cu o persoană foarte plină de viață, da? Văd aici că reușiți să încheiați ceva sau primiți o veste bună care ține de o încheiere, o încheiere de karmă, o încheiere de relație. Ceva se finalizează, dragilor, aici pentru voi. Hai să vedem mai departe. Vreau să vedem ce sunt cu aceste iluzii. Da, discutăm despre o încheiere și e ceva care ține de o femeie, de o persoană sensibilă, de o situație în care nu știați exact cum stau lucrurile și în sfârșit acum le puteți clarifica. Poate au fost probleme cu banii, însă în sfârșit acum se rezolvă. Atenție la o persoană în următoarele zile. Persoană care vă poate minți sau o persoană care vă poate cere niște bani. Iarăși. Vreau să clarific puțin ce este cu această familie aici sau ce este cu această adunare. E un grup de oameni care parcă vorbește ceva, nu știu, toată lumea e agitată acolo, are multe lucruri de au multe lucruri de făcut. Ori la locul de muncă, ori în familie și e ca și cum voi nu prea vreți să vedeți. Ia uitați, da? Poate e energia din momentul de față că sunteți supărați, dar ia uitați, aveți cheia, aveți răspunsul, aveți cheia, puteți să descuiați ușa, puteți să vă eliberați. Ia să vedem, cei cu doiul de spade, nu știu, tot se întorc cărți, nu știu de ce. Doi de spade, aveți judecata. Da, e vorba de o așteptare și e vorba de o speranță pe care voi v-ați făcut-o aici în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Și văd aici că reușiți să vă revedeți, sau reușiți să, să clarificați în sfârșit o problemă cu cineva. Reușiți să vă eliberați voi în următoarele zile. Hai să vedem. Na, stresul are legătură cu o petrecere sau cu o întâlnire de care aveți parte. O bucurie care vine din partea unei persoane dragi vouă. Și văd aici un drum. Da? Cineva care încheie ceva și apoi face un drum către voi. Dacă sunteți într-o relație, văd aici că această persoană tot stă și se gândește la faptul că voi întoarceți spatele și plecați, că voi vă vedeți de drumurile voastre, că pur și simplu vă lăsați așa purtați de ceea ce se întâmplă în jur, vă lăsați purtați de evenimentele care apar în jurul vostru. Cineva are de făcut un drum și nu-i convine sau nu-i place. Mai văd aici.
Hai să vedem ce-i cu luna. Ce vrea să vă spună luna? Ce-s cu iluziile astea aici? Cine își face? O petrecere mai văd aici, la o vreme de seară, posibil pentru unii dintre voi. Și văd aici o pasiune. Văd un nou început plin cu pasiune. O dorință pe care cineva o are în legătură cu voi. Văd că se clarifică o situație care ține de niște bani sau o situație care ține de o persoană foarte dragă vouă. O casă, o mașină. Vă vine o idee cum anume să faceți bani sau vă vine o idee pe care vreți să o puneți în practică, vreți să gătiți ceva nou, să faceți ceva nou, da? Pot fi evenimente banale din viața voastră de zi cu zi. Și hai să vedem mai departe ce-i cu lumea aici, ce vrea să vă spună lumea. Bun, lumea vă spune de o împăcare, da? Și de o relație aici care poate să dureze pe un termen foarte lung. Dar în alte cazuri este vorba de o liniște pe care o găsiți alături de o persoană, dragă vouă. Dacă ați întrebat de zona banilor sau da, aici iarăși reușiți să încheiați un contract sau vă vine o idee pe care o puneți în practică și care ține de străinătate sau care ține de internet, iarăși pentru alții dintre voi. Și mai avem aici luna, da, care vine iarăși, dragii mei, și vă spune că e posibil ca la o vreme de seară sau într-un moment în care stați, vă relaxați, ei atunci apare soluția. Și uitați ce schimbare mare apare în viața voastră, dar parcă aveți pe post de benzină o inimă frântă. Mai vreau detalii, mai vreau detalii, ia uitați, voi sunteți prinși aici, nu știu, familia, prietenii, un grup de oameni, cineva vă ține foarte strâns, vă văd blocați, suferiți după cineva și ia uitați, sunteți pregătiți către un nou început. Vreți să vă eliberați, vreți să vă exprimați. O provocare care apare și care vă ajută, dragii mei, să clarificați o situație. Stați cu cineva de vorbă și în sfârșit spuneți ceea ce gândiți. Unii vedeți că puteți să aveți o, să spun așa, o experiență spirituală specială. Hai să vedem. Wow. Se pare că aici sunteți foarte agitați voi. Sunteți foarte agitați în legătură cu o persoană sau în legătură cu dragostea voastră. Așteptați ca cineva să vină să vă ofere ceva, un buchet de flori, să stea cu voi, să vă iubească, să vă aline. Poate să fie vorba de o petrecere, de o întâlnire pentru unii dintre voi de care aveți parte. Și văd o persoană mai tânără dintr-un cerc de prieteni de al vostru care este foarte stresat sau foarte supărat în legătură cu un succes sau în legătură cu locul de muncă. Da? Mai văd o persoană stresată aici chiar pe ideea aceasta de trio amoros. Nu știu, hai să vedem mai departe. Bun, mai departe văd aici un 5 de cupe. Dragii mei, lăsați trecutul în urmă și încercați să vedeți ce aveți la dispoziție tocmai pentru a, vă bucura, tocmai pentru a trăi momentul. Pentru că văd aici că vouă vă este teamă de decizia unei persoane, vă este teamă de un răspuns din partea autorităților, din partea unei instituții, dar este cu victorie pentru voi. Hai să vedem și ultima carte. Deci până la urmă rezolvați ceva în aceste două zile. Ia uitați ce frumos. 4 de bâte și cu regina de monede. Clar, deci voi reușiți să rezolvați ceva. Și uitați cât de mândri sunteți. Dacă vreți să puneți un proiect în desfășurare, acum e momentul pentru că puteți avea parte de rezultate extrem de pozitive. Chiar dacă nu lucrați, vedeți aici că vă întâlniți cu o persoană dragă vouă sau
Mergeți la o petrecere, mergeți la o întâlnire, aveți parte de. O revedere cu o persoană dragă vouă. Și ia uitați, în sfârșit se rup anumite temeri, în sfârșit se distrug anumite lucruri mai puțin pozitive pentru voi. Vă eliberați, dragilor, în următoarele 2 zile. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Taur, Capricorn, Fecioară, Scorpion, Pești, Rac, Leu, berbec, săgetător. Și mai avem și zodii de aer, dar mai puțin, da? Gemeni, balanță, vărsător. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Acestea au fost previziunile pentru următoarele 2 zile. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Și nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, funcție absolut gratuită pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să distribuiți aceste videoclipuri pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte și așa mai departe. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!